primar, în ce stadiu se află lucrările de reparații străzi? Avem două categorii aici de lucrări în ce privesc străzile, o problemă arhicunoscută, foarte importantă la noi, la Rușorii de Bede. Sunt cele 5 străzi pentru care timp de 7 luni s-a tot muncit la desemnarea constructorilor. Atât a durat procedura de achiziție, deci partea de investiții și partea de lucrări curente, reparații care se fac aproape în fiecare an. În legătură cu cele 5 străzi de care am tot vorbit, în sfârșit avem constructorii desemnați. Pe 9 iunie a fost dat ordinul de începere a lucrărilor. Au început lucrările, sunt două firme care a însemnat contractul, o firmă pentru cele 3 străzi, respectiv Carpați Republicii Eminescu, și o firmă pentru Sterian Popescu și Locotenent Bălăcescu. Sunt în prezent firmele prezente cu echipe de lucru nu foarte consistente, cum mi-aș fi dorit eu. Din păcate s-a mai întârziat, că așa se întâmplă cam de fiecare dată când lucrurile nu merg de la început bine. Odată cu rezilierea contractului cu firma care a început în 2015 lucrările, noile firme a trebuit să preia situația de fapt de pe teren și să confrunte cu ceea ce era în proiect. Au apărut, cum era de așteptat, niște diferențe. A trebuit să așteptăm proiectantul să dea o soluție pentru punerea de acord a ceea ce era pe teren cu proiectul. Deci a mai trecut o săptămână, 10 zile, după care, așa cum spun, în sfârșit au început aceste lucrări. Termenele de execuție sunt destul de mari. Termene care au fost stabilite de proiectant, 16 luni pentru cele 3 străzi pe care le-am reamintit și 11 luni pentru celelalte 2. Eu am discutat cu conducerile celor 2 firme, termenul este foarte mare, eu sper ca toate aceste 5 străzi să le terminăm până la intrarea în iarnă. Cam asta sper eu. În momentul de față se lucrează pe strada Carpați, în zona Gării de Nord, acolo unde, la solicitarea mai multor oameni, am găsit că e bine și am făcut o modificare la proiect și amenajăm acolo o parcare, pentru că sunt foarte mulți oameni care merg, fac naveta la București și este nevoie de mai multe spații de parcare. Și tot în această perioadă, separat de lucrările de investiții, amenajăm și noi primăria separat prin SC Urbis o parcare pentru aproximativ 30 de locuri la intrarea în parc. O parcare pe care, sigur, trebuie să rămână și în continuare după terminarea lucrării. Deci asta este ce pot să vă spun cu cele 5 străzi. Eu zilnic sunt prezent acolo și mi-aș dori ca lucrurile să evolueze cât mai rapid, dar sunt convins că oamenii sunt destul de nerăbdători să vadă asfaltul pus, dar trebuie să înțelegem că până la întinderea asfaltului, ceea ce este ultima operațiune și care se face cu utilaje mecanizate și destul de repede, sunt aceste lucrări care necesită foarte mult timp. Înlocuirea bordurilor, gaghere și o mulțime de alte lucrări, intrările în curți, pentru că, încă o dată subliniez, acest proiect pentru cele 5 străzi presupune refacerea în totalitatea carosabilului, intrările în curți și trotuare. Asta, cum spuneam, legat de cele 5 străzi. Separat, cum s-a făcut și în ceilalți ani, și în anul acesta avem, în baza acordului cadru încheiat cu firma Delta ACB, am încheiat un contract subsecvent în limita sumelor prinse în buget pentru lucrări de plombat și întins asfalt pe unde este nevoie, unde putem. Sigur că sunt foarte multe nevoi din punctul ăsta de vedere.
Chiar puțin mai devreme a fost un reprezentant al firmei aici, am încheiat contractul și de mâine se vor relua aceste lucrări, care prevăd, cum am spus, lucrări de refacere a carosabilului, a plombat, o să interveni și pe la unele trotuare și, bineînțeles, în final să facem și marcajul străzilor.